Dacă tu ai 6 degete, înseamnă că și Ioana are. Din câte știu, da, și Ioana are, dar nu m-am uitat la degetele ei de ceva timp. Când pui public melodia cu Shelly? Salutare toată lumea, eu sunt Zbru și astăzi o să citesc DM-urile voastre. Pentru cine nu știe ce înseamnă DM, e magazinul ăla de cosmetice pe care îl găsești în Carrefour. Și da, port tricoul ăsta pentru că probabil o să fac caterincă de unele din mesaje și vreau să știți de acum că nu am nimic cu voi. Apreciez foarte mult dacă mă urmăriți pe Instagram la Andrei Zbru. Și dacă îmi trimiteți mesaje, pur și simplu nu las glumele astea ca fiind ceva personal, pur și simplu încerc să fac un video care să fie cât mai entertaining pentru voi să-l vedeți. Deci o să încerc să nu arăt numele oamenilor care mi-au trimis mesaj. Și înainte să începem, nu uitați să dați un like la videoclipul ăsta, haideți să strângem 5 like-uri și abonați-vă, pentru că altfel o să vă șterg contul de Fortnite. Nu cred că o să citesc 100 de DM-uri. Și am observat că a făcut mai multă lume clipul cu am trimis DM-uri la 100 de vedete. Și da, nu vreau să spun că s-au luat pe mine. Pentru că nu s-au luat, e clar că challenge-ul ăsta este din afară. Dar YouTuberii ăștia nu știu să numere aparent. Hai să ne uităm aici. Am trimis DM la 100 de vedete. 15. Am trimis mesaj la 100 de celebrități. 10. Așa că ar trebui să fiu și eu pe trend. Deci, nu știu, hai să zicem că o să citim 100 de DM-uri, dar nu pe toate pe cameră, pentru că e mai complicat și știți voi. Hai să căutăm pe Google ca să fim siguri că știm ce înseamnă. Deci era pe Google. Ce înseamnă DM din 5Gameclean? Direct message pe Instagram, adică mă conversez cu gacica ta pe Instagram. Mersi Lost Lyric din partea mea fundă. Ok, și sper că sunteți gata, așa că hai să începem. O să citesc DM-urile de pe Instagram. Dacă aveți Twitter, dați-mi follow pe Twitter și poate data viitoare o să citesc DM-urile de acolo, cine știe. Și hai să începem. Salut, faci mie un video, te rog frumos, când îmi urez un la mulți ani. Aș aprecia foarte mult. La mulți ani. Scoți piesă cu Abi. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Aștept să-mi răspuns chiar dacă nu prea ai cu ce, dar te iubi, dubi, bum, kiss. Ai dreptate, chiar nu am cu ce să-ți răspund. Pentru tine zbor. Hai să vedem ce trimis. Ah, ok, am înțeles. Dar dacă-l întorci, spune, dar frumoasă și de treabă, deci. Mersi. Te-ai reapucat de BMX? Nu chiar, încă n-am un BMX, mă gândesc să cumpăr unul și vreau să fac partea a doua de la Go, ăla pe care l-am făcut la Next Big Vlogger. O să pun acum, în timp ce vorbesc, câteva secunde din videoul pe care l-am făcut. Scrieți și voi în comentarii dacă ați vrea să vedeți partea a doua și pe cine ați vrea să vedeți invitat în partea a doua dacă e să fac. Și chiar ar fi super tare să mă dau pe BMX și să fac un clip care mi-ar face și mie foarte multă plăcere. Nu ți-a fost greu să înveți tricurile la început sau teamă să nu cazi? Ba da, sincer să fiu, chiar a fost foarte greu să învăț tricurile, mai ales că nu aveam un skatepark în care să le învăț în flyout. Și a durat foarte mult până am învățat tricurile. Pentru cine doar a început să dea pe BMX, să știți că eu am învățat să dau 180 în vreo 6 luni de dată pe BMX și să-l scot cu tot cu fake-in 9 luni. Deci, nu renunțați. Salut, cum e Vita? Nu prea îmi place Vita, prefer puiul, sincer să fiu. Bună video! Dar cred că data viitoare o să pun pe altcineva să facă intro ca să nu mai fac eu. Știi să imiți un cocalar? Nu prea cred că trebuie să imiți din moment ce sunt deja unul. Vrei să-ți spun o glumă? Și atât, n-am mai scris nimic. Și acum așteptăm toți să ne spună o glumă. Ah, dacă ar fi spus gluma până să-i răspund. Mamă, zbâr, ce butterflip-uri și manichere mai faci. Mersi, nu e chiar așa greu să le faci, trebuie doar să arunci o sticlă și să pici în picioare. Andrei Zibir, tu ai 6 degete? Da. Nu mai puneți întrebări despre asta. Poate o să fac un clip în care vorbesc despre asta, dar până atunci nu mai puneți atâtea întrebări, că e foarte enervant. Când o să anunț câștigătorul premiului de la YouTube? O să anunț câștigătorul premiului de la YouTube odată ce o să primesc mail-ul ăla de la YouTube că hei, ai făcut 100.000 de abonați, va trebui să strâng deci noi un buton, să dăm verify, încă nu mi-am verificat canalul ăsta de YouTube, dar sper să primesc mail-ul ăla că mai repede să dau butonul. Nu butonul ăsta, să-l dau câștigătorului. Chiar mi-ar face foarte mare plăcere să merg personal să-l dau. Și da, o să fac un vlog despre asta. Ai canal de YouTube? Nu, dar s-ar putea să-mi fac. Dacă tu ai 6 degete, înseamnă că și Ioana are. Din câte știu, da, și Ioana are, dar nu m-am uitat la degetele ei de ceva timp, deci nu pot să spun sigur. Vrei un cofrag de ouă? Cred că mi-ajung astea pe care le am. Murdar eu ouă ăsta. Cum am spus, e destul de dimineață, așa că mi-am pus un par cu lapte. Nu beau cafea, pentru că cafea e pentru oameni mari și mie nu-mi place cafeaua. Mai fă Fortnite pe dezbrăcate. Ce ziceți, mai vreți să vedeți un Fortnite pe dezbrăcate? Nu, pe provocări. Scrieți în comentarii și dacă strângem 5.000 de comentarii, poate-l fac. Când pui public melodia cu Shelly? Ioana e sora ta? Da.
Spune. Alege, kiss, marry, kill, geleu, geleu, geleu. Gândește-te înțelept. Răspunsul 2 îți va schimba viitorul. Cred că kill, kiss, marry în ordinea asta. Zbâr, ai zis că la 100 ca scot piesa cu Shelly. O să o scot până la urmă. Da, o să scot, doar că da, eu nu sunt cântăreț, nu știu să cânt și nici nu vreau să pară că știu să cânt. Și de asta durează așa mult. A avut foarte multe schimbări făcute la ea. Am lucrat foarte mult timp la ea. Am schimbat formula de o grămadă de ori și da, durează. Chestia asta durează, mai ales că, repet, nu știu să cânt. Am fost ajutat de foarte multe persoane. Am făcut și un vlog cu toată piesa de fiecare dată când am mers la studio și să filmăm la clip. Și o să-l pun pe ăla în curând. Deci da, așteptați că o să iese piesa în curând și o să fie faină, mie îmi place piesa. Chiar voiam să o scot la 100k, doar că nu a fost gata și nu pot să o scot dacă nu e gata. Chiar nu-mi place să fiu tipul de om care spune dați like la poza aia și dacă strângem atâtea like-uri o să scot piesa și da. Ai 6 degete? Scuze, dar nu te prea urmăresc. Nu prea cred că ai avea cum să știi dacă am 6 degete, dacă mă urmărești sau nu, pentru că nu prea fac videouri în care stau cu picioarele pe sus. Deci da, de obicei în videourile mele e fața mea urâtă și dacă nu prea cum să-mi vezi degetele în clipuri. Oh my god, ai 6 degete. Wow, hai să mă aruncați la zoo, ce ziceți de asta? Ce sketch, ce, mamă cât de greu e să pronunți asta. Ce sketch? Ați filmat de erai zgâria pe la ochi. N-am filmat nimic, era dar un filtru. Scuze, eu te văd un om normal și cu 6 degete la un picior și 5 la celălalt. Te-ai născut așa și vei rămâne mereu. Asta nu înseamnă că e un om foarte ciudat, toți avem defecte și asta e tot. Da, nu vă mai luați de mine pentru asta. Foarte multă lume m-a întrebat dacă am pățit ceva. Îmi pare rău, era pur și simplu încercam filtre de pe Instagram. Nu s-a întâmplat nimic. Da, și cel mai amuzant a fost au aflat gagică ta că n-ai dat de mâncare la cățeluș. Nu vă rog să știu ce s-ar întâmpla dacă nu ai dat de mâncare lui. De ce pe toți vă cheamă Andrei? Chiar nu știu, pe foarte mulți dintre prietenii mei îi cheamă Andrei. Pe Gami, pe Shelly, pe Exploit, pe Cafea, pe Nicolae, pe... Sunt o grămadă. O grămadă de persoane pe care le cheamă Andrei și chiar nu înțeleg de ce. Bur, la examen am scris pe ciornă, băgați codul zbâr pe Fortnite. Dacă nu scrii pe lucrare degeaba, nu se pune. Deci, voi ăștia care dați bacul, mai aveți o șansă. Am și un pug, ei, sper să apară în clip, până atunci trească pugii. Chiar m-a făcut să zâmbesc mesajul ăsta. Și da, eu citesc cuvântul ăsta, pug, nu pag. Pentru că mi se pare că sună mai bine. Și îmi place să îi spun lui Oli pug în loc de pug, pentru că mi se pare că e ca un alint. Deci știu că voi restul pronunțați pagi și unii dintre voi foarte ciudat spuneți mops, dar eu spun pug. Hei, ești super drăguț, știam. Cum, îți place de afro? Destul de șmecher afro. Răspunzi la mesajele fanilor? Te întreb doar ca să știu dacă îți dau mesaj sau nu. Nu, no, nu-mi dau mesaj că nu răspund. Da, și cam aici se termină DM-urile mele de pe Instagram. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați pentru mai multe clipuri de genul. Nu știu dacă au fost 100, dar aparent asta e moda pe YouTube. Ce să-i facem? Dați-mi un follow pe Instagram ca să stați la curent cu ce mai fac și noi ne revedem în episodul următor. Ciao!